Istoria stagului românesc nu este numai o carte istorică, ci totodată o nouă pagină din istoria culturii târgoviștană și națională. Autorul Gheorghe Șerban a dorit să învie semnificația drapelului românesc și sentimentele patriotice. Dominat de dorința de a cunoaște mai mult și susținut de colegi, Gheorghe Șerban a reușit să ducă la final acest proiect început încă din studenție. A întreprins o operă acribică, o operă extraordinară, de a scoate în evidență această evoluție iată, milenară, a steagului românesc. Cartea s-a bucurat de un succes încurajator, fiind una dintre cele mai vândute cărți de la târgul de carte Gaudamus. Acest lucru nu poate fi decât un motiv de bucurie, deoarece oglindește dorința oamenilor de a-și cunoaște istoria. Chiar dacă istoria stagului românesc nu a fost un subiect preferat în agenda profesorilor de istorie, această carte poate fi un punct de pornire în studiu. Am o justificare că, mai, mai mult sau mai puțin obiectivă, am o justificare că am scris o asemenea carte, am văzut rapelul de luptă toată viața mea,